În cadrul ședinței extraordinare de astăzi a Consiliului Local al Municipiului, primarul Lucian Iliescu a făcut câteva aprecieri despre perspectivele administrației locale în 2011, în condițiile în care proiectul de buget elaborat de guvern arată o amplificare a problemelor cu care se confruntă primăriile și consiliile județene. Primarul Lucian Iliescu a declarat că în ședința ordinară care va avea loc pe 23 decembrie vor fi discutate reduceri de cheltuieli, astfel încât anul viitor activitatea primăriei să se poată desfășura fără blocaje majore. Ce trebuie să știm cu toți este că în 2011, legea financiară privind închiderea anului financiar 2010 vine cu niște precizări deosebit de grele și grave pentru viața economică, în care trebuie să găsim soluție, pentru că nu vom putea începe anul 2011 având restanțe din anul 2010. Deci este o conjunctură deosebit de rea. Eu nu vreau să fac mai multă discuție sau politică, dar am și eu surprins cât de ușor se dau aceste ordonanțe cu începere de la 1 ianuarie 2011, cum vedeți, și curează cu copiii, cu mamele, cu nu știu ce. Deci totul este, după mine, nepregătit. Și acest șoc greu, va fi și mai greu atunci când nu e pregătit. Eu înțeleg că trebuie să facem eforturi și noi am fost printre primii care am făcut eforturi, dar poate nu sunt suficiente la ceea ce a urmat și trebuie să ne gândim foarte serios. În ședința după 23, tot așa am pus-o ca să puteți să aveți timp cei care aveți un program de a părăsi localitatea. O să discutăm mai multe pentru că este nevoie să reducem o serie de activități, să reducem o serie de cheltuieli în așa fel să putem să începem cu dreptul anul 2011. Orașul și chiar județul este oarecum cu surse limitate, surse pe care nici nu putem să le preluăm de la populație, pentru că măcar pe astea să ne le încasăm. Vedeți și dumneavoastră, facem eforturi să ținem centrala termică în picioare și vreau să vă spun că nici astăzi n-am ajuns ca fiecare cetățean să-și plătească obligațiile ca să primească căldură. Sunt niște angajamente ale unora pe care CET-ul le-a înțeles, dar în orice caz de 930 de scări, 928 de scări, aproape 500 sunt astăzi încălzite, pentru că nu și-au plătit oamenii obligațiile. Vedeți că am preluat acest CET cu o responsabilitate deosebită, ceea ce ne va băga la mari probleme, în condiție când populația nu e alături de noi pentru a putea susține aceste cheltuieli. Ați văzut că am făcut eforturi să susținem încălzirea orașului, să nu fie niciun fel de creștere, ci efectiv să încercăm să nu venim cu asupra populației cu niște necazuri, dar se pare că nu reușim să fim și înțeleși. La ora actuală, acest angajament al nostru cu preluarea CET-ului este făcută, zic eu, pentru a reglementa situația, că eram între puține centrale în care centrala orașului Giurgiu apărea în obligațiile Consiliului Județean. Și asta e urmarea faptului că atunci când a fost descentralizarea, am ajuns în instanță cu fostul guvern PSD, în care am reușit să-i convingem că nu e corect să preluăm ceea ce, efectiv, este un sac fără fund. Consilierii locali au votat astăzi suplimentarea bugetului cu sumele necesare achitării drepturilor asistenților persoanelor cu handicap, fonduri transmise prin rectificarea bugetului de stat. De asemenea, bugetul a fost suplimentat cu sume destinate salariilor din învățământ.